aici, la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Bună seara, domnilor și domnilor, bun găsit, vă spunem la ediția din această seară a emisiunii În Obiectiv, ediția săptămânală în care împreună cu colegul meu Răzvan Grecu vă prezentăm o analiză a celor mai importante subiecte. Suntem datori cu ceea ce v-am anunțat încă de săptămâna trecută, nu mai este mult, pe parcursul ediției de astăzi veți afla și din gura noastră modalitatea prin care apropiații primarului Dumitru Pantazi și eu cred că inclusiv dumnealui au încercat să ne corupă, să ne mituiască astfel încât în campania aceasta, chiar și înainte de campanie, în perioada preelectorală, să nu mai fim critici la adresa primarului pentru că îi stricăm planurile. În această săptămână am avut parte până acum și de o ședință de Consiliu Local, unde pe ordine de zi s-au aflat proiecte de hotărâre, o ședință extraordinară. Pe ordinea de zi am avut, cum vă spuneam, proiecte de hotărâre de mai puțină importanță, să spunem așa, și de mai multă importanță. Sau de o stare de necesitate care impunea discutarea acelor proiecte de pe ordinea de zi într-o ședință extraordinară. Tot din ședința pe care v-am prezentat-o ieri, am extras pentru ediția de astăzi subiectul cu dezinsecția, dezinfecția și deratizarea în municipiul Bașcani. De ce? O să vedeți pe parcurs. S-a bătut din gură ieri pe 40 de minute pe acest subiect în Consiliul Local, dacă nu mai puțin. S-au adus fel de fel de argumente. Primarul, când s-a văzut încolțit că impune o firmă care trebuie să facă deratizare, iar cetățeanul trebuie să contribuie financiar, a revenit și a spus că nu este o necesitate, nu este o condiție ca cetățenii să facă cu această societate acțiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, dar în final proiectul a fost aprobat tocmai cum a intrat el pe ordinea de zi. Nimic din ceea ce au spus consilierii, fie de la opoziție, fie de la putere, nu a fost corectat. E drept, nici cei din opoziție care au contestat oportunitatea proiectului, speță mare spintilie, nu a venit la finalul discuțiilor pe marginea proiectului să spună, stați domnule, de ce votăm? Pentru că mai întâi trebuie să corectăm proiectul de așa natură încât cetățeanul să nu fie obligat, virgulă, sancționat, pentru că nu se va ocupa de acțiunile de dezinsecție, de dezinfecție și de ratizare la momentul la care firma pe care primăria a contractat-o se va apuca de această treabă. Iar pe finalul ediției din această seară vom discuta despre cum decurge perioada preelectorală înainte de campanie la Pașcani. Iată, după ce primarul Dumitru Pantazi a fost mai vizibil, să spunem așa, în ultima perioadă pe Facebook, dumnealui și-a lansat și un site de campanie, dumitrupantazi.ro. Sunt prezentate acolo argumente de ce candidează, care sunt motivele și câteva înțeleg eu sloganuri electorale pe care dumnealui, de care dumnealui va uza la, în momentul perioadei electorale. De asemenea, din zona politicului speram și mă tot gândesc când anume partidele vor face publice listele cu candidați, să-i cunoască lumea, să le audă inițiativele, să le audă proiectele, să vedem dacă vreunul din cei care vor fi pe listă, nume mai grele, vor și veni
prin studiourile de televiziune să discute despre motivul pentru care a intrat într-un partid anume și ce anume își propune când va ajunge în legislativul local. Aceste subiecte le discut cu colegul meu, Răzvan Grecu. Bună seara, Răzvan! Bună seara, Marius! Hai să începem cu acțiunea de deratizare și dezinsecție. Practic, după ce am prezentat și vinere această informație că cetățenii urmează sau riscă să fie sancționați, atât persoanele fizice cât și juridice, dacă nu realizează acțiunea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, la momentul la care firma contractată de primărie va face acest lucru, nimic nu s-a schimbat nici după ședința de ieri, deși am avut parte de acțiuni, de fapt implicarea factorilor de decizie doar la nivel declarativ. Nimeni, așa cum vă spuneam și acum câteva minute, nu a fost interesat să spună, domnule, nu punem întâi proiectul de hotărâre la vot, hai mai întâi să-l corectăm de așa natură încât cetățeanul să nu aibă obligativitatea de a face aceste acțiuni cu firma pe care o impune administrația locală. Dar în primul și în primul rând, aș vrea să te întreb pe tine care acțiune de dezinsecție și de ratizare, pentru că nu se va întâmpla nimic, am înțeles, până la 1 iunie, nu? Da. În perioada iunie-octombrie. Să faci dezinsecție la 1 iunie, când este o epidemie în toată țara de căpușe. Și posibilitatea răspândirii acelui virus care da. Din țarul... Eu spun de căpușe zica. Pentru că duminică am dus cățelul la medicul veterinar, fusese înțepat de o căpușă, a luat un virus care până acum 5 ani nu era în România, un virus de ăsta adus de pe alte țări, la un pas de moarte, am făcut tratament, acum este vioaie și a revenit. Însă întrebarea este, dacă un cățel a luat o căpușă, poate să o iei și un copil. La oameni sau chiar un om. La oameni afecțiunile sunt mult mai grave. Boala Lyme, sindromul nu știu care. Deci nu știu de ce se așteaptă până pe 1 iunie să se facă dezinsecție, când la Iași deja începe dezinsecția. De ce totdeauna noi suntem la Pașcan mai în urmă? Luăm o firmă din Iași care de fapt întâi face în Iași și după aia poate să facă și la Pașcan. Chiar nu înțeleg de ce nu se face de acum. Mai ales că dezinsecția, în principiu, se face primăvara. Și apoi se continuă cu niște etape și pe parcursul verii. Dar important este acum să fie făcută, pentru că, de altfel, s-a și văzut. Anul trecut a avut loc prima dezinsecție, primul fum dat prin luna iulie. Și am văzut cam câți țânțari au fost. Fetele mele au fost la Pașcani, la fel, cred că acum 2 săptămâni, da? Și au venit înțepate de țânțari, în condițiile în care, notoritate că eu locuiesc acum în Bacău, dar în Bacău nu sunt țânțari. În Bacău se stropește, se face dezinsecție cu avionul utilitar. Nu se pune la socoteală că trece avionul peste casa unui om. Stropește tot. Aici este o mare problemă la Pașcani. Ei și-au argumentat acest proiect de hotărâre pe un ordin, numărul 82, emis de ANRSC. Și în baza acestui ordin, ei au spus că e obligatoriu să facă cu firma selectată de primărie și cetățeanul și asociația de proprietari. Ba mai mult, au impus și niște amenzi, conform OUG2 pe nu știu cât, 2001 sau cât e ăla. În fine. Acel ordin al ANRSC-ului se referă, și atenție, toate actele emise de ANRSC se referă la servicii publice. Conform ANRSC, serviciul public de salubritate include și deratizarea, dezinsecția, strângerea cadavrelor animalelor moarte de pe străzi, trotuare, spații verzi, măturarea, spălarea, stropirea, toate aceste operațiuni sunt incluse în serviciul public de salubritate, ca să înțeleagă cetățenii.
Iar în momentul în care ai delegat serviciul public de salubritate, delegare directă sau prin gestiune, delegare prin gestiune directă sau cealaltă prin licitație, în momentul în care ai făcut acest pas, atunci acea ordonanță de la NRSC se poate aplica și la nivelul pașcan și atunci nivelul pașcanului și atunci cetățenii sunt obligați să achite către cel care face serviciu public de dezinsecție acele taxe. Taxe care sunt aprobate prin Consiliul Local, prin contract de delegare, cam ceva ca la apa vital, să înțelegeți. De fapt, eu cred că, eu personal am ajuns să cred că noi nu suntem în stare de nimic la pașcani, primarul, consilierul local, habar n-au cum să facă și cum au o problemă, dau la Iași. Am o problemă cu apa, am dat-o la Iași. Avem probleme cu dezinsecția, o dăm la Iași. Nu înțeleg, dacă noi avem serviciul de salubritate, de ce n-ai făcut în interiorul serviciului de salubritate și acest lucru? Da. De ce dai tu 1 miliard și ceva la Iași și nu dai 1 miliard și ceva la societatea nesubordonată? Bine, legat de această situație, sunt și alte semne de întrebare legat de mod, referitor la modul în care înțelege administrația locală să se implice în aceste acțiuni. La Pașcani, ca să revin la proiectul de hotărâre votat de cetățeni, acțiunea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare ar trebui să se desfășoare în perioada iunie-august. Deci, au fost și consilieri care au zis, domnule, ce facem noi atunci? Practic, țânțarii zbârnăiesc peste tot. Nu mai spunem de alte focare de infecție care pot până atunci acționa, să spunem așa, pot dăuna sănătății cetățenilor. Dar să nu ajungem până acolo. Grija celor care au vorbit în fața consilierilor și a cetățenilor despre această necesitate și obligativitate a lor nu e într-un fel corect exprimată. Domnul Petrică Bunduc de la compartimentul de mediu din cadrul primăriei, mai exact din cadrul poliției locale, a făcut trimitere la un ordin al Ministerului Sănătății, iar în ordinul Ministerului Sănătății ar fi explicat faptul că aceste acțiuni trebuie să aibă loc în acea perioadă iunie-august. Dar în luna martie, la începutul lunii martie, am și spus-o ieri într-un articol și o mai spun și astăzi, Institutul Național de Sănătate Publică a sugerat administrațiilor locale să urgenteze procedurile de achiziție pentru aceste servicii, așa cum înțeleg ele, administrațiile locale, să o facă. În baza unui contract de delegare cu o firmă specializată sau cu o societate doar pe domeniul public, iar cetățenii să rămână să se gospodărească singuri. Nu, la noi nu s-a ținut cont de sfaturile celor de la Institutul Național de Sănătate Publică. La noi s-a mers pe ordinul Ministerului Sănătății care spune că trebuie să facem în perioada iunie-octombrie. Asta e, facem atunci. Nu mai contează perioada. Important e că facem, că dăm cu fum, că mor țânțarii și că mor cei care dăunează sănătății, nu e nicio problemă. Nu ne mai punem asta. Important este că cineva o să vadă pe străzi mașini cu tunurile alea de fum care se vor plimba prin parc și mai știu eu pe unde, după care la o anumită perioadă de timp să apară din nou aceste probleme cu care se confruntă cetățenii. Nu a fost o preocupare în această perioadă, în acești 4 ani de zile, aș putea spune eu, nu are rost să ascund acest lucru, să se pună în aplicare tocmai ceea ce s-a promis. Pentru că în 2012, când domnul primar și-a lansat proiectul politic, așa cum v-am prezentat, scria deratizarea subsolurilor. Deci, dezinsecție imobililor. Da, deci așa, sunt lucruri pe care dumnealui le-a promis. Bun. Hai că atunci le-ai promis ca și reprezentant al unui partid politic cetățenilor. Dacă n-ai ajuns la primărie, toate cele promisiuni pe care le-ai făcut ar fi trebuit să concretizeze în inițiative. Dom'le, stai un pic, nu putem interveni, dar hai să căutăm varianta. Că dacă se apunea în aplicare ordinul 82 la care fac referire specialiștii din primărie că trebuie să desfășoare dezinsecția și deratizarea, hai să ne uităm că acolo există un articol 7 care prevedea că plata poate fi făcută de autoritatea publică locală. Nu trebuia acum, după 3 ani de zile în care nu ai fost
interesat. Dar... Da, la aliniatul 7, articolul 100, nu știu cât. Da, da, deci nu a fost interesat nimeni în toți acești ani să pună populația să plătească. Acum, repede s-a făcut o licitație, încredințare directă, după ce am făcut încredințarea directă, nu, hai că trebuie să punem și pe oameni să facă. Este incorrect. În primul și în primul rând consider că dacă vrei să pui populația să plătească, trebuie să faci un caiet de sarcini complet, în care să spui, bă, metru pătrat de casa scării costă atâta, metru pătrat de pe spațiu deschis, să spunem, spațiu verde, costă atâta. Și scoți la licitație un pachet întreg. Taxa pe care o fixez, cred că acest serviciu delegat ar trebui să fie pe o perioadă de 20-30 de ani, iar această plată, cum să spun, care se cere pentru dezinsecție, să fie impusă în taxele locale și impozitele locale, pentru că altfel nu o vei putea colecta. Ce o să faci? Nu vrea să-ți plătească unul de pe bloc, de pe casa scării. Ce faci? Îi tai dezinsecția? Vorbim prostii. Până la urmă, scopul acestei dezinsecții este acela de a distruge țânțare, de a stopa un fenomen de transmitere a bolilor și a dăunăturilor. Dar, nu știu, stau și mă gândesc dacă nu cumva primarul a pus cumva căruța în fața boilor. În primul și în primul rând trebuia să organizeze serviciul de dezinsecție, de ratizare în cadrul serviciului de salubritate, să delege acest serviciu și mai apoi să vină cu aceste reguli, așa cum spune legea. Dar tu să faci o licitație și să-i dai unei firme care nu știu cum face, dar la Pașcan câștigă mai tot timpul. Iar această firmă care câștigă mai tot timpul la Pașcan să presteze contra cost, cetățenii fiind obligați să se ducă doar la acea firmă, aceste servicii. Nu mi se pare normal, dar poate cetățeanul a fost un pic mai iute de minte și și-a găsit o firmă care e mult mai ieftină decât ce vor cei care lucrează cu primăria Pașcani. Nu mi se pare ok. Adică unde e libertatea cetățeanului? Pe de o parte spunem că cetățeanul este responsabil cu ce se întâmplă pe casa scării, iar pe cealaltă parte venim și spunem că noi primăria hotărâm cu cine faci dezinsecția și deratizarea pe casa scării și dacă nu faci cu ei, te amendăm. Bun, acum... E o greșeală, e o anomalie. Hai să nu se înțeleagă că serviciul de dezinsecție și deratizare nu era încredințat celor de la Ecosalubritate, pentru că, uite, am în fața mea organigrama de la Societatea de Salubritate e aprobată pe data de 12/10/2015, care ulterior a ajuns în Consiliul Local și avem compartiment de ratizare și dezinsecție la Ecosalubritate. Problema se pune de ce nu s-a făcut cu această societate această acțiune. Pentru că ea cuprindea atât proprietatea privată cât și proprietatea publică. Hai ca să spun o chestiune. Mie mi se pare că cei de la Salubritate nu cred că pot să facă aceste acțiuni și primăria, pentru că a avut banii prevăzuți în buget, a făcut licitație. Dar lăsând deoparte și pentru a înlătura, să spunem așa, orice alte suspiciuni și idei lansate. Eu cred că cel mai corect era în felul următor. Deratizarea și dezinsecția trebuia să se facă și trebuie să se facă cu prioritate. Ar fi trebuit stabilit întâi un regulament de organizare și funcționare acestui serviciu. Ulterior, în cadrul acestui regulament să fie stipulate atât domeniul public unde primăria este responsabilă, cât și proprietatea privată care cade în sarcina cetățenilor, să se facă un calcul cât vine pe imobil cu 4 etaje, pe imobil cu 10 etaje, cât avem în Pașcan, cât vine să plătească de la case fiecare, cuprinse toate aceste calcule în caietul de sarcini, iar ulterior să apară licitația. Pe când la Pașcan nu s-a întâmplat acest lucru. La Pașcan primăria a făcut licitația. După ce a făcut licitația, a venit în Consiliul Local să aprobe regulamentul, înainte de a semna contractul cu firma care se ocupe de această licitație. Eu am o mică întrebare.
Vreau să văd și eu dacă în caietul ăla de sarcini sau în licitația care a fost făcută s-a prevăzut și o cerere de ofertă pentru imobilele private din Pașcani. Pentru că dacă nu, care e suma licitată? Cum au ajuns la suma asta? Unul. Și nu știu de ce nu socotesc la metru pătrat. Păi a dat răspunsul ieri domnul primar și eu cred că nu a mințit. Măcar acum, în ultimul moment. A spus că planurile administrației, la momentul la care s-a făcut licitația, a fost doar pe tot ceea ce reprezintă domeniul public. Adică nu și în casele, curțile sau locuințele de la bloc ale cetățenilor. Și deci, cum credea el că va distruge țânțarii dând doar pe domeniul public? Foarte simplu. Sunt proști țânțarii și nu se duc pe domeniul privat, nu, domn, nu mă duc că la repliciu și mă lovește. Da. Trimițind un funcționar în fața reprezentanților de la asociațiile de proprietari și să le spună că în baza ordinului 82 al ANRSC au obligativitatea să facă aceste acțiuni fără a le spune oamenilor că de fapt și de drept ei ca și autoritate publică locală nu au delegat acest serviciu către o firmă. Ca o nebuneală și o amețeală. Nu îndeplinește forma legală acest lucru și totodată primarul a uitat să se explice că legea la care el se raportează, acel regulament cadru aprobat prin ordinul 82 al președintelui ANRSC, prevede că autoritatea publică locală poate suporta din bugetul local dezinsecția și deratizarea pe spațiile private deschise. Ei, domnul primar, îți spun eu, când au făcut calculul pe buget, părerea mea personală, că altfel nu mi-o explic, când au făcut calculul, au stabilit o sumă și văzând că mai trebuie foarte mulți bani ca să suporți și partea cetățeanului, atunci ce au zis? Gata, domnule, hai să-i spunem pe oameni să plătească. Și ca să înțeleagă toată lumea ce cred eu că înseamnă spațiu proprietate privată deschis. Este curtea unei case și consider că spațiu deschis este și casa scării. Pentru că nu te oprește nimeni, e deschis, nu e închis cu o ușă ca apartamentul. Așa văd lucrurile, adică eu așa aș merge pe ideea asta. Deci, din punctul meu de vedere, domnul primar foarte bine poate să dea ordin la acea firmă să facă gratuit la toți cetățenii, atât care stau la casă, la curte, cât și stau la bloc. Trebuie doar să introducă în plenul Consiliului Local un astfel de proiect. Este o măsură de siguranță a populației, nu este o măsură prin care tu faci un serviciu, învăruiești fațada unui bloc sau... Nu, domnule. Deci vrem să reducem riscul unei epidemii și dacă vrem să reducem riscul unei epidemii, intrăm și în gură de șarpe și dăm pe banii noștri. Că până la urmă ce faci? Tu lași să stea țânțarul pe casa scării sau în curtea mea, ăla mă pișcă, eu ajung să fac ce? Să toc banii de la bugetul național în spital, ca să mă facă bine spitalul, care decontează banii de la casa de asigurări de sănătate, să mă facă pe mine bine după ce am luat acel virus. Noi trebuie să gândim și la prevenție. Dom'le, cheltuim un miliard, două miliarde de lei vechi, dar reducem pe partea cealaltă cheltuielile cu spitalizarea. Că și spitalul este tot sub ordinea primăriei. Da. M-am întâlnit cu mulți cetățeni care m-au abordat pe acest subiect și mi-au spus în felul următor că ei, prin plata pe care o fac pentru serviciile de salubrizare către operatorul local, înțeleg că achită și aceste servicii de dezinsecție, deratizare și dezinfecție. Bine, ar putea părea oarecum forțată declarația oamenilor, dar iată, sunt oameni care se gândesc că în momentul în care plătesc pentru ridicatul gunoiului, se asigură de tot ceea ce înseamnă salubrizarea zonei sau a localității unde locuiesc. Păi și au dreptate, pentru că regulamentul cadru al ANRSC pentru serviciul de salubritate, ți-am spus, are mai multe categorii de servicii pe care le face salubritatea. Și în momentul în care fixezi o taxă pentru salubritate de, cum au spus ei, 13 lei de om, nu? Sau 8 lei de om, cât e acum, da? Păi în momentul în care ai 8 lei de om, 8, nu știu cât lei de om, de persoană, pe lună, este evident că acel om nu produce atâta gunoi. Mai ales dacă provine din
o familie unde sunt 5-6 membri. Vă dați seama, 6 membri înseamnă ceva bani pe lună, ceva bani pe an. Atunci, din acea taxă, se face desinsecție și deratizare. Așa văd lucrurile, nu poate să mă contrazică nimeni că nu este așa. Odată ce acela, referirea din proiectul de lege, din proiectul de hotărâre, care a fost aprobată de primarul Dumitru Pantazi, are la bază o expunere de motive care face referire la Ordinul 82 al ANRSC, prin care se aprobă regulamentul de funcționare al Serviciului Public de Salubritate. Da, iată că încă o dovadă a ceea ce eu personal și tu ai mai afirmat în emisiuni, se pare că nu avem soluții pentru nici un serviciu care ține de implicarea administrației locale, ține de implicarea societăților din subordine. Sunt probleme cu apa, sunt probleme cu căldura, sunt probleme atunci cu deratizarea și cu dezinsecția și cu salubrizarea. Deci, așa cum concluzia care se poate desprinde din toate acestea, e că suntem un oraș fără soluții. Că suntem conduși de oameni fără soluții. Știi care este propunerea mea pentru cetățeni? Și pentru edil, și pentru politicieni, pentru domne. Am dat apa la Iași, am dat salubritatea la Iași, e în faliment căldura. Dom'le, hai să externalizăm și primarul, domne. Hai să dăm și primarul la Iași, domne. Dar nu la Iași, acolo unde se mai duce el o dată, pe săptămână, două, cum îl cheamă ea. Deci, ăla, primarul de la Iași, să conducă și pașcanul, domne, nu? Dacă noi nu suntem în stare, am dat tot, am externalizat tot, am chemat firmă de la Iași, că noi aveam un serviciu de salubritate, chestia asta. Când trebuia noi să obținem, licența pe salubritate la Pașcani, iar în cadrul serviciului de salubritate să, conform taxei hotărâte, să se facă dezinsecția și deratizarea pe tot domeniul public și cel privat. Bine, bineînțeles, în afară de locuințele și sediile de firme. Da, am găsit hotărârea de Consiliul Local prin care se înființa această societate Ecosalubritate la Pașcani. Obiectivele de activitate ale SCCLP Ecosalubritate SA sunt următoare. Precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor, sortarea deșeurilor, organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materialelor și energetice a deșeurilor, depozitarea controlată, înființarea depozitelor de deșeuri, măturatul, spălatul și stropirea străzilor, curățarea transportului zăpezii, colectarea cadavrelor, colectarea transportului, depozitarea și verificarea deșeurilor voluminoase, colectarea transportului și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației. Hai că citesc la punctul L, dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Este contractul cadru pe care l-a aprobat ANRSC-ul prin ordinul 82. Altfel nici nu se putea înființa ecosalubritatea. Și administrarea cimitirilor aparținând domeniului public al municipiului. Hotărârea din 2011. Eu cred că până la urmă sunt așa mânat de un spirit civic că nu se mai poate și cred că am să fac și eu acolo un mic denunț pe data asta la Curtea de Conturi să vedem și noi cine și cum încasează taxe pe cimitirul central din Pașcani, municipal. Da, asta ăla ar trebui ca să fie tot. Ai văzut unde? La Ecosalubritatea, în serviciul de salubritate, te duci la acea companie și spui, domnule, mi-am plătit taxele, da? Vreau să concesionez pe perioada de cutare un loc de veci. Vreau să arate așa, așa și așa. Ăla scoate hotărârea de Consiliul Local, se uite și spune atâta. Apasă pe o tastă în calculator și spune pe aleea Y din quartalul 5 ai locul ăla. Așa trebuie să meargă lucrurile. Nu trebuie să meargă unul înalt și cu barba albă și cu buzunare largi prin cimitir și să... Să ce? Să ia ce trebuia să iei primăria, taxa. Da. Au fost atâtea scandaluri. Au fost oameni care au venit la noi și au spus că i-au dezgroapat locul, au dezgropat pe cineva ca să îngroape pe altcineva. Deci, astfel de lucru. Nu spun neapărat că e vina celor care administrează acum
în mod, din punctul meu de vedere, ilegal cimitirul. Dar acest lucru trebuie făcut în mod organizat, trebuie ca cineva să aibă controlul acelor bani. Fiecare dintre noi plătim taxe și impozite. Fiecare dintre noi avem drepturi și obligații. Plătim taxe în Pașcani. Ok, vrem și un loc de veci în Pașcani. Vrem și dezinsecție, vrem și deratizare, vrem orice, vrem, domnilor, vrem pavele gumate la locurile de joacă. Ce înseamnă prostia asta ca un loc de joacă să fie fără pardoseală gumată, cum e în toate orașele civilizate din România? Noi totdeauna suntem aia din urmă? Ce se întâmplă în Pașcanul ăsta, de fapt? Chiar am rămas în urmă la toate capitolele. Cât costă o pavică de aia gumată? 6 lei metru, 60 de lei metru pătrat, da? E o enormitate să pui în jurul la fiecare apărat de joacă niște pavele de alea gumate, dacă n-ai bani să pui pe toate, pe tot locul de joacă, pe tot părculețul. Răzvan, dacă sunt atâtea probleme în orașul ăsta, asta nu înseamnă că trebuie să sărim de la una la alta în emisiune. Pentru că îmi vin în cap tot felul de idei și îmi dau seama că poate uneori ne-am canalizat prea mult pe anumite subiecte și le uităm și pe altele. Și de asta încerc să le aduc în discuție, astfel încât cetățenii să vadă că problemele depășesc anumite subiecte punctuale. Da, să știi că orice problemă pe care noi la Actualitate TV o aducem în atenția autorităților va fi tratată ca o critică. Adică vor privi lucrurile din postura celor care iarbă vin ăștia și ne critică pentru orice. Uite un pic. Am văzut locul de joacă, cât o vorbim, de la Moldova. Am văzut din prisma faptului că copiii mei au fost acolo și s-au jucat. Nu pot să spun că alte locuri de joacă din Pașcani sunt sărăcăcioase. Ăsta era într-adevăr, e bine pus la punct, e mobilat bine, dar în schimb e un asfalt acolo. Pune pavele gumate, măcar în jurul locurilor de joacă, unde aterizează copilul de pe topogan, de în jurul la scrânciubi, la... Sunt, cum să spun eu, niște chestiuni foarte ieftine, nu în comparație cu trauma pe care o trăiește un părinte când vede că al lui copil s-a lovit sau s-a accidentat grav sau este în pericol, îi stă inima când îl vede că acesta cade. Cel mai bine ar fi să intervenim, să facem lucrurile, cum să spun eu, bine până la capăt. Să știi că s-a dovedit acest lucru, că acele chestiuni care sunt minore și care țin practic de latura efectului a unui lucru făcut, sunt cele mai ușor ignorate. Cum spui tu acum? Să pui în împrejurul topoganului la zona de aterizare a copilului pavele gumate sau alt material flexibil care să-i asigure copilului o siguranță în momentul în care aterizează. Că un copil când merge în topogan, dacă e la 3, 4, 5, 6, 5 ani de zile, nu se gândește el că dacă nu e atent, poate să se lovească la picior. El merge să alerge, să se recreeze, să se joace. Nu merge să fie precaut la locul de joacă. Dar ți-am spus, totdeauna lucrurile mărunte au fost totdeauna cele care nu au fost puse în practică. Revenind la dezinsecție și la deratizare, s-a demonstrat în toți acești ani de zile, că e o nucă prea tare pentru cei din administrația locală acest subiect. Dar am dreptul ca și ziarist să privesc lucrurile și din alt punct de vedere. Când merg la primărie și aflu luni prin vocea purtătorului de cuvânt că firma Instalmar SRL nu a încheiat încă contractul cu administrația locală, dar a făcut o sponsorizare către administrația locală în sensul că s-a ocupat de acțiunile de dezinsecție de la blocul ITP, acolo unde înțeleg că primăria și-a dat seama că are și o responsabilitate socială față de cetățenii care nu pot. Da? Că sunt singuri și nu au venituri și că trebuie să intervină. Iată, prin acea muncă prestată de către autorități de a face curățenia acelei femei. Cum e posibil ca o societate cu care n-ai încheiat contract să se ofere să facă sponsorizări? Nu aș vrea să mă hazardez, dar credeți-mă, nu este normal. Nu știu dacă o altă societate ar fi beneficiat de aceste condiții. Dom'le, dacă ai de făcut ceva, folosește banul public cum trebuie folosit,
nu lăsa loc la interpretări și la suspiciuni. Un caz social rezolvat, asta nu înseamnă că cineva trebuie să închidă ochii la ceea ce a făcut firma respectivă pentru tine. Cum de altfel, nu a fost un lucru ortodox, nici ceea ce domnul primar a făcut în primul an de mandat, în 2013, când a dat pachete cu alimente la angajații primăriei, care trebuiau să intervină în procese, să urmească documente și toate ce. Așa este. Sunt lucruri care se bat cap în cap. Sunt foarte prost înțelese și cred că am lucrat în administrația locală și cred că pe biroul fiecărui funcționar public ar trebui să existe un cod intern prin care să se traseze clar anumite lucruri, să se explice clar conflictul de interese și alte infracțiuni, abuzul în serviciu. Spețe ar trebui prelucrate la funcționarii publici, pentru că ajungi în administrația publică, cum să spun eu, intri într-un cerc de ăsta vicios, de multe ori faci greșeli și gafe fără să vrei și uneori au și urmări. Iar ceea ce ai spus tu cu sponsorizarea este unul din aspecte. Bănuiesc că primarul Dumitru Pantazie n-a vrut să facă o ilegalitate prin sponsorizarea asta cu firma Agrocomplex. I s-a părut normal că probabil dacă nu are bani de la bugetul local să dea prin firma sa și ajute funcționarii publici să treacă Paștele sau ce sărbătoare era mai ușor cumva cu niște produse. Însă foarte ușor din alt unghi poți să ți se pară că este nepotrivit, că ușor depășește limita legală tocmai din prisma faptului că acea societate, Agrocomplexul, care a sponsorizat funcționarii publici, era în litigiu cu primăria. Iar unul dintre funcționarii publici sponsorizat, probabil că era chiar juristul primăriei care s-a dus împotriva Agrocomplexului. O astfel de sponsorizare, uneori, chiar dacă primarul probabil a dorit să facă un gest față de colegii săi de serviciu, na, că el avea de unde și a vrut să facă un gest măriminos, da, de măriminie. Dar, privind din alt unghi, eu cred că e și nepotrivit. E corect. Și la fel și în cazul acțiunii de dezinsecție de sâmbătă de la blocul ITP. Așa cum spuneam, înțeleg că primăria și-a dat seama că are și responsabilitate socială, adică să intervină acolo unde sunt cazuri și familii care nu pot și nu au cum. Și trebuie să prevină și să elimine orice pericol care ține de sănătatea publică. Trebuia să o faci cu firma respectivă, cum ai făcut-o. Cumpărare directă, plăteai jos cât costă și costa bani. Sau nu mai spuneai cum ai făcut-o. Da? Bine, nu mai spuneai, trebuia să taci, am făcut-o. Eu suspectez că pe mulți din primărie că suferă și un pic de limbuție, dar asta e treaba. Da. Cam asta e. Mai vreau să spun doar atâta, că s-a întâmplat atunci când am vorbit de dezinsecție și dezinfecție la Pașcani, să cunoaștem firma cu care primăria urmează să încheie contractul cu 10 zile înainte de a se întâmpla acest lucru. Da, episodul 2014 este destul de rău. Am mai fost un episod, da. Dar ceea ce trebuie să rețină din toată discuția asta și analiza noastră cetățenii este că proiectul a trecut într-o formă în care poliția locală vă poate aplica sancțiuni dacă nu faceți dezinsecție și deratizare, iar din câte înțeleg eu personal din acest proiect, chiar cu firma selectată de primărie și la prețurile pe care le vor impune aceștia. Pentru că în acest proiect n-am văzut niciun preț, deși, din punctul meu de vedere, are un caracter normativ acest proiect. El ar fi trebuit să stea în dezbatere publică 30 de zile. Deși are un caracter normativ, acest lucru nu s-a întâmplat, n-a fost în dezbatere publică. Mai mult, am înțeles că nici măcar nu a fost supus aprobării plenului Consiliului Local cu toate avizele. De exemplu, Comisia Juridică, am înțeles că nu a reușit să dea un aviz din lipsă de cuorum. Dar s-au prevalat de faptul că, fiind o ședință convocată de urgență extraordinară, că se poate intra fără acel aviz. Din punctul meu de vedere, asta este o greșeală.
pentru că acela este un act normativ și ar fi trebuit să fie supus dezbaterii publice și să aibă în consecință toate avizele. Nu suntem absurzi, dar vă spun sincer, nu știu ce o să le răspundeți dumneavoastră ca și locuitor al unui bloc, polițistului local când o să vină să vă întrebe în perioada iunie-octombrie de ce n-ai făcut dezinsecție. Pentru că din decizia Consiliului Local de ieri nu se înțelege nimic. Primarul a spus că nu are cetățeanul nu are o obligativitate, dar proiectul nu s-a schimbat, a fost votat de cei din PSD cu votul lui Eugen Chiriac și doamnei Diana Xinte de la PNL. Singurii care au votat împotriva au fost Pintilie și Vârcă de la PNL. Dar nu știu ce o să facă oamenii aia când o să vină. Am și o curiozitate acolo la PNL, oare treaba e foarte bună? Poate mai sunt urmele din USL. Nu știu, adică eu înțeleg că fiecare are libertate de a vota ce și cum. Dar mă gândeam că măcar în preajma unei campanii electorale, totuși grupul ar trebui să pară mai degrabă unit decât... Bine, dar acolo am înțeles că sunt probleme că nu le iese numărul de 24. Acum... Trebuie să propună 24 de consilieri și... Probabil că sunt puși așa din PNL să facă un anunț public. Nu să publicăm noi la actualitatea dacă au nevoie. Eu acum nu doritor de consilier local, înscrieri pe lista PNL. Nu se înțelege că noi facem lista PNL. Dar nu fac eu, cred că mă interesează lista PNL. Pe mine mă interesează că nu este prima dată când la nivelul acestei formațiuni politice există disensiuni. Și pe tema APA Vital la fel a fost. Iar eu analizez aceste, cum să spun eu, reacții ale celor din PNL de a vota, cum și când și în ce fel, din prisma faptului pentru că PNL-ul vine acum cu anumite propuneri globale, adică noi cu toții facem asta. Și atunci îmi ridică și mie semnul de întrebare. Sunteți cu toți de acord? Sunteți siguri că veți face acest lucru cu toții? Și în speță cu APA Vital, chestia, că vor să facă referendum dacă câștigă alegerile. Eu vin și întreb, chiar veți face sau veți avea tot 2-3 consilieri care vor vota cum vor ei? Din sensul ăsta am spus că nu mi se pare corect în campanie, dacă vrei să transmiți un mesaj, doi să voteze într-un fel și doi în altfel. Mie mi se pare că este o altă problemă la votul manifestat de un consilier PNL ieri în ședință. Este vorba de domnul Chiriac, care a fost director înainte la Societatea de Salubritate și este în continuare angajat acolo, care ar fi trebuit ori să se abțină, să nu participe la vot, sau, în cel mai rău caz, dacă, să spunem așa, vroia să aducă în discuție, trebuia să spună de ecosalubritate. Deci, nu e posibil ca să votez acel proiect fără să te gândești la faptul că societatea pe care ai condus-o și în care lucrezi are prin regulamentul de organizare și funcționare de la momentul la care a fost ea înființată atribuții pe linia de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Lăsând deoparte celelalte probleme cu care se confruntă părerea și motivele mea, pentru care nu putea să o facă. Părerea mea că acea întâlnire informală organizată la primărie între reprezentantul primăriei și cei ai asociațiilor de proprietari ar fi trebuit să fie de fapt o dezbatere publică, nu o întâlnire informală. Trebuia, am spus că din punctul meu de vedere are un caracter normativ acesta, o dezbatere publică în care cetățenii să vină și să poată completa acest plan unitar de dezinsecție și deratizare. Nefăcând o astfel de acțiune, cred că acest act normativ a fost emis fără consultarea cetățenilor și votul dat pentru a fost, din punctul meu de vedere, incorrect față de cetățeni. Asta este opinia mea. Da, scurtă pauză de publicitate, după care ne întoarcem să continuăm cu celelalte subiecte pregătite pentru astăzi. Catelaia Flyers Boutique este o florărie rafinată situată în centrul orașului Pașcani, la parterul hotelului central.
Echipa noastră este formată din specialiști în domeniul designului, instruiți să conceapă cele mai deosebite buchete de flori, aranjamente florale, buchete de mireasă, lumânări de cununie botez, cocarde, corsaje pentru nunți. Buticul Catalaia are de asemenea o gamă variată de produse, un decor pentru casă, diferite sortimente de cafea italiană ce pot fi oferite cadou cu succes, alături de un buchet deosebit de flori. Fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. Zâmbetul copilului tău este prețios, iar fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din Deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarketul copiilor te așteaptă cu oferta săptămânii. Role reglabile pentru copii, diverse culori și mărimi, la numai 99 de lei și 90 de bani. Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. De magazinelor Imer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între două lumi, Istanbul. Și recunoaște, abia aștept să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Am revenit în studioul emisiunii noastre, în partea a doua a ediției de astăzi. După cum vă anunțam încă de săptămâna trecută,
vom vorbi despre modul în care administrația locală, pentru că aici includem pe șefii acestei instituții, mă refer la primar, viceprimar și administrator public, au încercat să cumpere liniștea electorală la postul nostru de televiziune. După ceea ce v-am spus săptămâna trecută, v-am prezentat pe site-ul nostru, pe newspașcan.com, întreaga poveste, cum au stat treburile. Cel care a fost, practic, racolat cu ghilimele de rigoare de către viceprimarul Vasile Axinte, a fost colegul meu, Răzvan Grecu. S-au purtat discuții atât la primărie, cât și la sediul redacției, aici unde domnul viceprimar a ajuns exact în ziua în care la PSD s-a discutat despre noua candidatură a lui Dumitru Pantazi la funcția de primar. Dacă cele prezentate de noi v-au convins sau nu, vom afla în perioada următoare. Cert este că noi deținem dovezi și probe pentru ceea ce am afirmat. În ciuda tuturor afirmațiilor nefondate la care s-au hazardat unii dintre jurnaliștii din Pașcani sau de la celălalt post de televiziune să o facă. Gestul, acțiunea celor din PSD este la momentul de față un lucru care trebuie comentat și interpretat. Mai puțin ceea ce au făcut ziariștii și cum au făcut ei pentru a afla cum anume și pentru ce dorește administrația locală formată din cei trei să își cumpere liniștea la Actualitatea TV. Refuzul nostru a fost unul categoric, iar ulterior le-am și transmis acest refuz, după care am făcut anunțul în spațiu public. Nu ne-am ferit de absolut nimic și nu am ținut, să spunem așa, nu am tras de timp, nu ne-am folosit de niciun tertip, să spunem așa, astfel încât să lăsăm impresia sau să acoperim un eventual accept favorabil din partea noastră. Nu, am întins coarda, cum s-ar spune, atât cât a fost posibil pentru a vedea și pentru a afla disperarea celor care ne-au contactat, pentru a vedea ce anume vor să facă și de ce vor să facă aceste lucruri. Răzvan, te rog, articolul este în continuare pe site-ul nostru, va rămâne acolo și nu va fi doar singurul articol în perioada următoare. Eu, personal, după ce am prezentat toate aceste lucruri și văzând și reacția domnului Sorin Olariu de la Mișcarea Populară care a făcut-o, aștept să fiu contactat de instituțiile statului, să le ofer dovezile, aștept să fiu într-un fel înfruntat de cei din primărie, de viceprimar, de primar, care să ne spună ce cred ei despre ceea ce am prezentat noi sau care este punctul lor de vedere. Am avut o reacție din partea primarului încă din data de 8 aprilie, la o zi după emisiunea de săptămâna trecută, pe care o să vă prezint pe parcursul ediției de astăzi. Da, deci am publicat ieri pe site-ul newspașcan.com, alantier, da? Deci nu mai țin minte zilele. Mărturisesc că nu a fost tocmai o chestiune plăcută pe care am făcut-o, să scriu articolul și să dezvălui acest lucru, deoarece cum să spun eu, să mă exprim ca să fiu clar înțeles. Eram sigur că mesagerul va fi împușcat, mesagerul fiind Vasile Axinte, da, viceprimarul municipiului. Din punctul meu de vedere, eu nu consider foarte, foarte vinovat pe domnia sa, el este doar cel care a purtat mesajul. Altul a fost în spatele acestui mesaj și altul i-a băgat în cap că așa se practică. Personal, în relația pe care am avut-o cu Vasile Axinte timp de 4 ani de zile,
Vasile Axinte, viceprimarul municipiului și vicepreședinte PSD Pașcan până la un moment dat, acum vicepreședinte PSD Iași, nu mi-a cerut niciodată mie sau televiziunea Actualitatea TV să-l menajez pe el. A fost prezent la toate emisiunile la care am reușit să-l invităm sau de câte ori a putut, că de multe ori a mai fost și certat cu noi și nu a venit. Mai puțin în ultima perioadă. Da, așa. Niciodată nu a plătit nicio emisiune, nu a oferit bani, nu a făcut nimic de genul ăsta care să-mi dea, cum să spun eu, de gândit că el ar putea să ajungă la un astfel de gest din propria inițiativă. De asta consider că faptul că domnul viceprimar Vasile Axinte a venit la mine și a făcut această propunere, nu a venit în numele său, a venit în numele Partidului Social Democrat și în speță a primarului Dumitru Pantazi. Chestiunea s-a întâmplat pe parcursul lunii martie. Am avut mai multe întâlniri. Era în perioada în care, cum am scris eu în articol, se juca la PSD Pașcani piesa de teatru Nu știm cine candidează, cu toate că noi cei de la Actualitate am scris încă din decembrie că va candida Dumitru Pantazi, el completând în acest sens fișa de candidat. Domnul Vasile Axinte mi-a spus la un moment dat, după ce mi-a dat niște date dintr-un sondaj de opinie și după ce mi-a mai spus că de la televiziunea cealaltă, Cătălin Cojocaru a participat la o întâlnire cu viceprimarul Vasile Axinte și cu primarul Dumitru Pantazie și cu alți apropiați ai lor și că domnul Cojocaru le-ar fi transmis, nu știu care era rolul lui Cătălin Cojocaru acolo, dar din ce spune viceprimarul, un rol pare de cumva de, cum să spunem, consilier pe imagine, ceva de genul ăsta, am rămas eu cu impresia. Cătălin Cojocaru i-a spus primarului, celor adunați la acea masă, la ce a fost canapea ce era acolo, că este foarte important ca primarul Dumitru Pantazi să fie prezent și la Actualitatea TV. Și a mai spus că nu-l interesează, asta a reprodus și am citat în articolul scris pe newspașcan.com, asta a reprodus viceprimarul Vasile Axinte, că nu-l interesează pe Cătălin Cojocaru ce și cum se face, cine vine și vorbește cu cei de la Actualitatea, dar primarul trebuie să ajungă și la emisiunile de la Actualitatea TV. Deci, ca să înțeleagă, există vreun motiv care să ne facă să ne îndoim, atât noi cât și cetățenii, că nu vorbim despre un alt Cătălin Cojocaru, altul decât cel de la televiziunea favorită domnului primar? Nu, dar a specificat de la BIT. A spus Cătălin Cojocaru, adică nu vine numai la mine, adică unde mai este un Cătălin Cojocaru la care se duce Dumitru Pantazi? Poate mai este, eu știu. Nu mi-a specificat Cătălin Cojocaru cu buletinul, seria de cutare. Nu, a spus Cătălin Cojocaru, știam amândoi despre ce. Asta era contextul discuției. În fine, după ce mi-a spus aceste lucruri, m-a întrebat dacă îl susțin sau nu. În prealabil, discuțiile erau vis-a-vis de candidatura domniei sale din partea PSD. Erau ipotezele astea lansate pe piață, am scris și noi, a scris și Orizontul. Și el mi-a spus, bun, și dacă ar candida Dumitru Pantazi, l-ai susține? Atunci am simțit că e o pâine de mâncat, în sensul că putem afla mai multe despre jocurile din PSD. Pe mine personal mă interesa cam care ar fi valoarea noastră de piață în comparație și în viziunea lui Cătălin Cojocaru și în comparație cu televiziunea lor. Pentru că astfel de oferte se fac în momentul în care contezi pe piață. Și am zis că hai să jucăm jocul ăsta. După această discuție,
Pe data de 25, cred că a fost, când au anunțat, martie, când au anunțat ei candidatura, m-am întâlnit, eram în primărie și m-am întâlnit cu viceprimarul, el, eram la partier, el se ducea la primar, eu veneam dinspre primar, pe acel culoar, coborâsem din de sus, din primărie, și domnul Vasile Axinte, l-am salutat și l-am întrebat, este lansarea în după amiaza asta? Da, la ora 16, o să fie o conferință de presă la 16:30. Și atunci am întrebat, domnule, dar hai dă-mi și mie pe surse măcar, că nu scriu. Dar măcar să fiu pregătit, să-mi fac și eu temele, ce întrebări adresez, cine candidează, dumneata sau domnul primar? Și a spus că candidează domnul primar. Am înțeles. Și atunci mi-aruncă peste umăr, el se îndrepta și mi-a spus în fugă, mai este valabil ce am vorbit și cu referire directă la discuția pe care am avut-o în 11 martie, parcă. Și a spus că da, cu siguranță și rămâne că ne auzim. După, ne-am dus amândoi la conferința de presă, am coborât, aici este un episod amuzant, am coborât de la conferința de presă și nu știu câți dintre dumneavoastră cunoașteți pe Marius și ca un jurnalist de teren, dar are un ochi format. Când am coborât de sus, este acolo la PSD o cămăruță așa în triunghi, nu știu, un loc tehnic. Și Marius, cu spiritul de jurnalist, până acum n-am mai întâlnit asemenea spirit, cu telefonul pornind pe foto, a deschis... Era deschisă, că n-aveam de unde să văd ce e acolo. A deschis și a pozat din prima. Acolo erau platouri cu mâncare. Deci se serva cumva... cum să spun eu, Victoria lui Dumitru Pantazi în fața lui Dumitru Pantazi. Cine? Nu pot să-mi dau seama. Victoria internă a lui Dumitru Pantazi. Nu trebuie să mă perii atât de mult. Că nu, dar eu am învățat mult în jurnalism de la tine. Știu că, ca să fac o paranteză, mă plimbam odată cu Marius pe stradă și el s-a aplicat că a văzut o hârtie pe jos. A luat-o și era un pliant, nu știu, de la PNL, ceva scris cu alb și când întoarce pe spate vede o anumită firmă, că era așa, uite bă, ăștia de la PNL ce proșes. Printează pe hârtie refolosită. Pe o parte era o chestie, iar pe parte o firmă. Și mi-a explicat el mai multe. Are, da. Bun. În fine, jurnalist de teren. Mă întorc un pic la caz. Da. La tot ceea ce ai povestit până acum. Până la conferința de presă din acea dată. Prezența ta în primărie, eu știu răspunsul, dar pentru telespectatori și pentru toți ceilalți care ne urmăresc. Și pentru cei care ne critică, care și afirmă faptul că nu am făcut altceva decât să prezentăm o parte din discuții, ne am ascuns nu știu ce și ne somează pe noi să facem nu știu ce lucru. Eu am fost jurnalist și în presă scrisă, lucrez și în televiziune. Consider că ceea ce am prezentat pe... Este fără dubiu. Este fără dubiu, asta unul la mână. Și aș vrea să văd jurnalistul din presa scrisă la momentul actual, care are înregistrare cu tot ceea ce pune într-o știre pe care o prezintă. Dar noi nu ne îndoim de ceea ce am prezentat. Și nici dumneavoastră nu aveți motive să o faceți. Tu, prezența ta în primărie, la momentul la care ai fost abordat în cele trei ipostaze de către viceprimarul Vasile Axinte, care era? De ce ai mers în primărie? La discuția de pe 11 aprilie a fost o discuție destul de furtunoasă. Eu întâi am făcut anticameră, funcționare din public, din primărie, cred că știu. M-am așezat la o masă vis-a-vis de viceprimarul Vasile Axinte și au trecut prin fața mea operând cu mai multe probleme. A fost și doamna Laura Pașcu, parcă cu problema ei cu asociația K1, prin care îi spunea că, domnule, ăștia nu vor să încheie contractul, uite, vor să mă debranșeze, dar eu am, cum îi spune, un proces pe rol, tocmai pe speța asta, nu se poate, că eu voi face reclamație la DNA dacă se întâmplă așa. Și după ce au plecat toți consilierii și mi-a venit și mie rândul, am avut o discuție, cum să spun eu, în contradictoriu foarte mult timp cu viceprimarul Vasile Axinte, tocmai pe chestiunea referendumului, oportunității referendumului la apă și
pe chestiunea apa vitală. Domnul Vasile Axinte mi-a spus că el, și atunci pot să spun că atunci am surprins și în discuția respectivă că l-au sunat pe domnul Vasile Axinte și au spus că ăștia debranșează societatea lui din Romelada. Ăsta era nervos, Vasile Axinte spunea că, domnule, chiar mie mi se întâmplă asta care am susținut pe ăștia. Și mi-am spus că, uite, eu le-am spus și lui Pantazi și lui Zanet. Mi-am făcut o listă către apa vitală. Dacă nu sunt de acord cu convenții individuale la toți, cu apometri în casa scării, cu apometri în apartament sau oriunde și cu facturi individuale, eu votez pentru referendum. Și ăștia mi-au spus, bă, dar ce faci? Că o să aibă, o să treacă referendumul. Bun, deci erai, te-ai dus pentru probleme care țin strict de activitatea profesională. Da, și am vrut în momentul în care discuția ajunsese la un moment în care era clar că nu vom ajunge pe nicio, cum să spun eu, eu nu cedam cu apa vitală, că consideram că trebuie să fie debranșare individuală și i-am și spus, domnule, nu înțeleg de ce, dacă este factură, factura are titlul executoriu, de ce se mai fac debranșări. Domnule, așa spunea că nu înțeleg eu nu știu ce. M-am ridicat și am vrut să plec și el mi-a spus, da, mai stai, lasă asta, hai să vorbim despre familie și nu mai știu ce. Am mai schimbat niște amabilități pe temele familiei, iar apoi am intrat pe ceea ce am povestit. Da. Ulterior, atunci când ai mers și ai povestit că peste umăr ți-a adresat atunci întrebarea. Coboram, dacă mi-aduc bine aminte momentul, cred că coboram de la din primărie, cred că de la contabil, de la cred că de la directorul economic al primăriei. Am avut o discuție pe tema redevenții și pe tema legalității respectării hotărârii 88 în opinia sa, care hotărârea ar trebui să fie sau nu aplicată. Și pe mine, de fapt, mă interesa să aflu care este cuantumul redevenții care va fi facturat în luna aprilie. Ulterior m-am mai întors la doamna director economic, cred că săptămâna trecută am mai purtat o discuție cu domnia sa și mi-a transmis că încă la lista de bunuri au intervenit niște modificări și că nu pot calcula redevența acum, cum aveau planificat să o factureze, deoarece încă nu știu ce bunuri și cum sunt date. Iar au mai apărut niște probleme. Ba, unele nu sunt bune, ba, unele nu sunt trecute, în fine. Și subiectul pe care vreau să-l fac și am foarte multe săptămâni de când îl aprofundez, de când îl verific, este tocmai, am purtat mai multe discuții, am purtat și cu secretarul municipiului Pașcani, am o opinie a dumneaei, este o opinie off records, dar sper să fie și una oficială, în care domnia sa își exprimă părerea care dintre hotărâri trebuie să fie aplicate. Avem opinia viceprimarului Vasile Axinte din studioul Actualitatea TV care spune că redevența trebuie calculată conform hotărârii 88. Cam astea sunt subiectele care eu le lucrez acum și e foarte greu să obțin declarații oficiale. Bun, hai să ne întoarcem la... am vrut să arătăm oamenilor că nu te-ai dus în primărie doar pentru a te întâlni cu Vasile Axinte și pentru a discuta. Numele pe care le-am prezentat și funcționarii care l-au văzut pe colegul meu, oricând pot confirma faptul că a fost prezent în primărie și nu strict la ușa biroului domnului viceprimar. Mă întorc la PSD pentru că am văzut afirmația de pe Facebook a jurnalistului Cătălin Cojocaru care spunea ceva de genul că stăm la pahare de vin cu Vasile Axinte. După conferința de presă în care primarul și-a anunțat candidatura și ulterior s-au mai petrecut o serie de lucruri acolo, intervenția domnului senator Florin Constantinescu, care a spus că dacă era în Pașcani, alta poate era soarta referendumului, a proiectului cu referendumul și că nu înțelege de ce în 2015 nu s-a mers mai departe cu inițiativa pe care PSD a propus-o. După intervențiile deputatului Nicolae Rățoi, când am ieșit din sediul PSD, eu personal l-am sunat pe domnul viceprimar Vasile Axinte și i-am spus, domnule, iar v-a stricat Nicolae Rățoi conferința, iarăși v-a pus într-o lumină proastă, nu a ieșit cum ați vrut. Asta e concluzia. Dar zic, nu e nimic
după ce am văzut că erau pregătite platourile cu mâncare și cănile cu vin pe în acea încăpere de la sediul PSD, i-am zis că nu-i nimic, vă împăcați la un pahar de vin și la ceva din platourile alea. Și i-am spus o zi bună, la revedere. La câteva minute distanță, domnul viceprimar credea că noi suntem prin fața sediului PSD sau mai știu eu ce, m-a sunat înapoi să-mi zică în felul următor: uite că nu stau la pahare de vin cu Nicolae Rățoi și la mâncare și am plecat, că dacă îi să beau un pahar de vin, mai bine îl beau cu voi. Asta a fost discuția pe care am avut-o cu domnul viceprimar după ce am ieșit din sediul PSD. Noi am venit în studioul Actualitate TV, am realizat emisiunea împreună cu colegul nostru, cu Ciprian Covrig. Nu l-am amenajat deloc pe Dumitru Pantazi în respectiva emisiune, care poate fi văzută. Da. Am discutat despre intervenția deputatului Nicolae Rățoi, am discutat despre ce a spus Florin Constantinescu, am discutat despre cum va fi campania PSD-ului. Emisiunea este dovadă, o puteți vedea pe site. A început la ora 18, s-a întrerupt la ora 18.45, când am început buletinul de știri, și a continuat până în jurul orei la 7, 19.40. La 7.30, când aveam întâlnire cu vicele, a spus că vine la ora 7.30 la studio, eu eram încă în emisiune și văzând că a insistat, am trimis următorul mesaj. La ora 8, că mai criticăm un pic. Mulțumesc. Deci noi oricum criticam, așa că nu era nicio chestie. Și domnul viceprimar a venit la ora 8 în redacția noastră și acolo am ajuns la discuțiile pe care le-am relatat. Domnia sa, aveam telefonul pus la încărcat pe birou, el avea două telefoane, le-a pus lângă și m-a întrebat dacă al meu înregistrează. Și am spus că, domnule, ne înregistrează alții și ca să detenționez cumva atmosfera. Și cu un dram de adevăr în răspuns. Asta este treaba fiecăruia dintre noi. Și domnul viceprimar mi-a explicat că se dorește ca pe perioada campaniei electorale să nu mai fim atât critici la adresa primarului Dumitru Pantazi, să nu comentăm declarațiile lui și ale contracandidaților săi. Și a întrebat cam cât. Noi am avut pe site-ul newspashcamp.com un comentariu în care am fost acuzați că i-am cerut candidatului PNL suma de 25.000 de euro, iar într-o emisiune televizată sau într-o scriere, cred că într-o scriere de a lui Cătălin Cojocaru, s-a insinuat că noi ne-am certat cu Pintilie, că nu ne-a dat suma pe care am vrut-o. Și atunci am spus viceprimarului Vasile Axinte, păi cât să vrem? Vrem exact cât a spus Cojocaru, 25.000 de euro. Este de remarcat, discuția n-a durat foarte mult, a fost o discuție scurtă și domnia sa se grăbea că îl luasem dintr-o întâlnire, se ducea undeva. Și când i-am trimis SMS-ul, s-a întors, iar eu trebuia să plec în altă parte, respectiv la Marius acasă, că făcea niște crabe, la desecare, la pește, parcă, nu? Bună vestire, cred că, da. Nu, ca să spunem la oameni, că spunem că, cum să spun eu, că ascundem. Cam astea sunt lucruri care nu le-am mai trecut în articol, că trebuia să mă duc la un crab și o mămăliguță făcută de colegul meu, Marius Partene, că e mare bucătar. Așa. Și în intermediul acestei discuții, suma pe care am lansat-o n-a provocat nici măcar o grimasă pe fața viceprimarului și de aici eu trag concluzia că puteam să-i cer viceprimarului și 1 milion de euro, pe el nu-i interesa, el era un simplu mesager, alții hotărau în spate ce și cum, de asta nici nu l-acuz pe domnia sa de prea multe, decât că se bagă în niște lucruri pentru niște oameni care nu merită. Da, problema domniei sale. Apoi, pe 1 aprilie, la o săptămână de la această discuție, m-am dus la primărie să-i prezint faptul că noi nu facem așa ceva și totodată am încercat să
aflu mai multe. N-am putut să aflu prea multe, decât că oferta noastră era mult mai mare decât a celorlalți. Celorlalți e ușor de înțeles cine sunt ceilalți. Adică suntem două televiziuni în Pașcani, ceilalți vor fi, cred că, Antena 1. Și i-am explicat că nu facem chestiuni de genul ăsta, i-am explicat că a fost doar o sondare, am vrut să aflăm ce și cum. Nu am înțeles de ce viceprimarul ne-a crezut în stare de așa ceva, nu am înțeles de ce într-o astfel de nebunie cu DNA-ul, cu procurorii, cu tot felul de supravegheri, se încearcă astfel de lucruri, mai ales știind că nu sunt tocmai lucrurile ok nici între, în relația dintre jurnaliști și cei care conduc actuala administrație, pentru că actuala administrație a încercat, cum să spun eu, presiuni de-a lungul timpului, unele, zic eu, cu depășind cu mult cadrul legal, asupra jurnaliștilor de la acest post de televiziune. Noi le-am mai relatat. Ia de aici 3.000 de lei să nu mai scrii, ia de aici, dacă nu vrei să te mulți la alt trus de presă sau chestii pe care noi le-am mai scris și le-am mai spus. Domnul viceprimar Vasile Axinte mi-a spus că astfel de chestiuni se practică și în presa mare. De ce credem noi că cei de la Antena sau de la care mai sunt fac ce fac de dragul amorului artei sau ceva de genul? În fine, per total... Cam se leagă ce a spus domnul viceprimar, că a se vedea cazul Ludovic Orban. Da, cazul Ludovic Orban sau cazul jurnalistului din reținutieri, tot pentru luare de mită. Da? A solicitat 2.500 de euro de la un primar ca să-l facă primar. Că dacă nu îi dădea, să facă continuare primar, să-l mențe. Dacă nu, un candidat la primărie ceva. Dacă nu îi dai, nu ieși nici... În fine. Noi am vrut ca să evităm tocmai astfel de chestiuni. Alternativa la ceea ce am făcut noi, noi am făcut un demers jurnalistic, am vrut să arătăm că toate acuzațiile îndreptate împotriva Actualitatea TV și newspașcan.com pe tema apei care au fost sau pe tema criticilor aduse lui Dumitru Pantazie nu sunt legate de bani. Noi am primit de la primărie 3.600 de lei lunar, cred că prin anul 2013, moment în care l-am criticat cu aceeași înversunare pe primarul Dumitru Pantazie. Noi nu prea încurcăm publicitatea și serviciile pe care le prestăm cu politica editorială. Și asta am vrut să o demonstrăm prin acest demers jurnalistic, că poate să ne ofere lumea oricât, noi ne scriem și redăm lucrurile cum sunt în realitate. Alternativa era să mă duc și să vin cablat de un procuror. Ori asta am considerat că nu este în atributul unui jurnalist. Jurnalistul culege informații, le redă, iar mai apoi instituțiile statului, dacă vor să se documenteze, bat la ușa redacției și spun: domnule, uite așa, 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 e declarat cu tare, cu tare, e adevărat, da, ai și o probă, uite de aici. Cam asta se întâmplă. Pentru că dacă vineam cu un procuror, lucrurile erau foarte simple și foarte clare. Da, eu vreau să fac câteva remarci legate de acest subiect. Vă rog să citiți ce este pe newspașcan.com. Ceea ce am spus acolo poate fi dovedit și cu înregistrări, pentru că despre asta vorbim. Dar tot ceea ce am prezentat este adevărul. Și rog pe cei incriminați în articol să vină în fața a dumneavoastră, a noastră, și să spună că nu este așa. Sau să ne prezinte punctele de vedere ale dumnealor. Să vină la o emisiune, la Actualitate TV. Absolut. Stăm la dispoziție și domnul primar și pentru domnul viceprimar și stabilim ce și cum a fost. Da. De ce aceste întâlniri ale colegului meu și cu domnul viceprimar au avut loc săptămânal? Pentru că colegul meu vine o dată pe săptămână în Pașcan la momentul actual. Are diferite probleme și proiecte în care este prins, nu vine zi de zi în Pașcan, vine o dată pe săptămână. Astăzi a venit în Pașcan mai devreme pentru că i-am spus să ținem emisiunea mai devreme, deoarece am prezentat articolul, m-am întâlnit, m-au sunat o grămadă de oameni și mi-au spus dacă avem dovezi și dacă la televizor vom ieși și vom
vorbit despre caz, așa cum am spus în emisiunea trecută și iată, ne-am ținut de cuvânt, am vorbit. Toate aceste întâmplări au decurs așa cum vi le-am spus astăzi aici. Nu este nimic înflorit, nu este absolut nimic inventat de noi pentru a-i face rolul lui Dumitru Pantazie și lui Vasile Axinte. Am vrut să-i demonstrăm încă o dată, așa cum am demonstrat-o de fiecare dată pe parcursul acestui mandat, când direct sau indirect a vrut să ne cumpere, că nu ne interesează banii, așa cum ne interesează nici banii celor de la Pavital, cum s-a făcut afirmația. Ne interesează să ne facem treaba cât mai curat. Noi am rezistat prin muncă curată, nu prin muncă neagră. Pot să intervin un pic. Față de afirmațiile cu apa Vital, vreau să spun că am o solicitare către directorul Doruș. Am o convorbire telefonică cu domnia sa. I-am transmis transcriptul acelei convorbiri și l-am rugat să îmi dea aprobarea să-l public. Am, cred că, vreo 2-3 săptămâni de când domnul Doruș nu mai spune nimic pe acest subiect. În acel transcript relatez un episod prin care domnul Doruș îmi cerea, ca atașat de invitația la emisiune, să fie și o ofertă de publicitate pe care nu ar fi primit-o domnia sa la timp. Iar tot în acea discuție, domnul Doruș îmi spune că ar veni la emisiune, dar nu ar vrea cu societatea civilă pentru că atmosfera ar fi una tensionată. Ar prefera să fină singur, astfel încât să poată explica cetățenilor și să înțeleagă modificările legii. Asta a fost. Că după aia purtătorul de cuvânt de la APA Vital cu cealaltă televiziune au făcut ceva încât să scrie pe, nici măcar nu au avut curaj să dea la TV, au scris numai pe site, că noi am încercat să-i șantajăm. Noi am sunat după aia pe toți de la APA Vital și de la Arsacis, toți au spus că n-a fost niciodată vorba de șantaj, ba mai mult, președintele Arsacis ne-a și lăudat activitatea prin care am promovat activitățile și problemele întâmpinate de operator în relația cu cetățenii. Eu revin la subiectul de care vorbeam. Nu ne-am ținut activitatea la Actualitatea TV și newspașcan.com cu bani negri niciodată. Dacă există cei oameni care pot spune că este contrar celor afirmate de mine, chiar îi rog să vină public sau în față sau oriunde, sau să meargă la instituțiile statului și să spună acest lucru. Noi aici am luptat și am lucrat să ținem acest proiect. Bun, calitativ sau mai sau slab calitativ, rămâne să aprecieze cei care ne urmăresc. Nu am falimentat firme, o singură societate în care lucrăm de când a apărut această televiziune. Nu am falimentat firme. Eu personal nu am case. Locuiesc într-un apartament ANL pe care când l-am primit de la Consiliul Local a trebuit să-l renovez, că nu avea nimic din ceea ce ne s-a predat, unde plătesc o chirie de 350 de lei pe lună plus celelalte utilități. Am o mașină din 1998 pe care am cumpărat-o printr-un credit și plătesc rata la bancă în fiecare lună 100 de euro. 1900 cât? Din 98. 7, da, da. No, 1998. E modelul din 1998. Tot ceea ce se speculează, de mormane, de bani cu care am fi fost plătiți de Grigore Crăciunescu și de Neculai Rățoi, sunt abureli și lucruri praf în ochi. Îmi demonstrează că în această campanie electorală care va începe pe data de 6 mai, subiectul nu vor fi proiectele și candidații, subiectul va fi Grigore Crăciunescu, Actualitatea TV, Neculai Rățoi, APA Vital, dar nu că le-am ține noi, ci sforarii din trupa primarului, care așa va înțelege să-și recupereze punctele pierdute, să discrediteze adversarii politici și să ne discrediteze pe noi cei de la Actualitatea TV. Eu le doresc tot binele din lume și le doresc să fie tari și să-și ducă la îndeplinire toate obiectivele, pentru că nu vor rămâne lucrurile așa cum doresc unii dintre ei. Avem deja foarte mulți prieteni, cu ghilimele de rigoare, chiar din presă, care se țin, înțeleg, doar de reclamații la Consiliul Național al Audiovizualului și sunt reclamații, unele dintre ele, formulate pe lucruri care mai degrabă ar fi trebuit să fie inițiative ale celor de la APA Vitală, niciun caz inițiative ale jurnaliștilor. Dar
ne vom prezenta în fața Consiliului Național al Audiovizualului, ne vom susține punctele de vedere așa cum este normal și cu siguranță se va întâmpla cum s-a întâmplat și până acum. Nu vom fi amendați pentru că nu am prezentat neadevărul la televizor, pentru că nu am formulat în spațiu public opinii personale. Nu este vorba de neadevăruri sau de astea. La CNA poți ajunge să fii sancționat și pentru încălcări ale codului. Adică să spunem că pe tine sau pe mine ca moderator mă prinde flama și în loc să emisiunii și în loc să-l întreb pe invitat, domnule, ai dovezi? Ui să fac asta. Și îți da amendă. Cu toate că omul a spus un adevăr și de multe ori sunt niște lucruri pe care le știe toată lumea. Ce să fac? Spun ce dovezi am, domnule, că e un lucru care îl știe toată lumea. Sunt chestiuni de astea de principiu. Noi n-am jignit pe nimeni, n-am dat filme porno, n-am făcut pe nimeni cum să spun eu, pensionare expirat sau cum l-au mai făcut aia de la cealaltă televiziune. Eu mă refer strict la presiunea care se pune în aceste zile și cu atât mai mult când am făcut această dezvăluire, au început așa dintr-o dată să crească. Sunt nebuniți unii, nu mai știu ce să facă să ne lovească. I-aș sugera celor care vor să pună presiune pe noi să încerce să pună vreo 2-3 atmosfere la cauciucurile la mașină care erau lăsate. Doar atâta presiune poate să pună pe noi. Așa de mult mă afectează ce fac eu. Nu, dar eu, ca și jurnalist, am dreptul să vorbesc în spațiu public despre acestea, pentru că am cunoștințe. Ni s-a mai întâmplat, ni s-a mai întâmplat în activitatea noastră ca până acum să fim atenționați indirect de celălalt post de televiziune sau de alți oameni apropiați primarului că avem probleme. Tot ni se frutură niște facturi pe care le-am emis în trecut pentru servicii prestate primării. Da, domnule, ți-am prezentat anunțuri, ți-am prezentat hotărâri de consiliu. Ai adunat tot suma pentru 7 ani de zile și ți-a ieșit 1,5 miliarde. Dar e problema mea, ți-am cerșit eu ceva, ți-am bătut la ușa primăriei, am furat din banul public, am prestat pe site, pe ziar, pe televiziune anunțurile de interes public, așa cum o hotărâre de consiliu local se încheie acolo. Se transmite către mass media, dar nu se transmite către mass media pentru să stocheze o rafturi de documente. S-a ajuns la discuția, a prezentat cojocarul în emisiune la el, că noi pe vremea lui Crăciunescu și pe vremea lui Pantazi am luat 1,5 miliarde de lei de la primărie, iar el, pe vremea Crăciunescu și pe vremea Pantazi, a luat doar 550 de milioane de lei vechi, adică o treime din banii pe care am luat noi. A făcut acolo un grafic și conform graficului, în mandatul lui Crăciunescu, 2012-2013, actualitatea TV a luat cei mai mulți bani. În 2013-2014, a luat iar cred că cei mai mulți bani. 2014-2015 a luat BTV-ul mai mulți bani. În 2015-2016 a luat BTV-ul mai mulți bani. Cumva, ce să înțeleg? Că până și Pantazi a considerat că trebuie să cumpere mai multă publicitate de la actualitatea TV, că se uită lumea. Ce să fac? Adică de ce ar fi plătit Pantazi dacă nu ar fi avut încredere în postul ăsta TV? Adică ai fi dat la anunțuri în altă parte. Nu, primarul nu cred eu că se coboară până acolo încât să urmărească anunțurile unde le trimit și cui le trimit. Nu, mai degrabă sunt alții care, ai văzut, când a fost vorba de o licitație, au blocat-o că a venit oferta din partea firmei unde lucrăm noi, cea mai bună. Sunt dezgustat, așa cum spuneam, în campanie electorală, doar de asta o să aveți parte. Dar, repet, noi suntem aici și o să rămânem. Și eu simt acest lucru. Eu am o problemă. Și faptul că existăm ni se datorează și dumneavoastră. Eu am o problemă. Știi, la chestia care a spus-o domnul de la cealaltă televiziune, cu 1,5 miliarde de lei vechi noi în câți ani? În 7 ani. Asta înseamnă în jurul la vreo 20 ceva de mii de lei pe an, undeva la vreo aproape 2000 de lei pe lună, dacă fac o medie. Ceea ce spune domnul Cojocaru este un pic trunchiat. În perioada mandatului Crăciunescu, știu că există mai multe hârtii în primărie prin care Electron Ambit a transmis că prestează servicii de publicitate gratuit, fără bani. Și știu că atunci cei din primărie au spus că nu poate să încheie un contract cu 0 lei. Nu există un astfel de contract. Așa, deci au refuzat. Doi la mână. Să spună domnul Cojocaru ce se întâmplă cu Moldopress. Câți bani a luat Moldopress
de la primărie din 96 până când a intrat în faliment. Și ce se întâmplă cu acel faliment? 60.000, 70.000 de lei, adică 700 de milioane de lei vechi, care să înțeleg că le-a dat țeapă statului, nu? Că statul n-a mai văzut banii ăia. Dar el a rămas cu mașina cumpărată pe firmă și apoi nu știu cum transmisă pe persoană fizică. Dacă e să intrăm la chestiuni de, cum să zic eu, care și cum a fost favorizat de statul român, eu cred că net companiile conduse de Cătălin Cojocaru, pentru că un astfel de faliment ar fi trebuit să se încheie cu atragerea răspunderii administratorului. Așa știu că spune legea. E, judecătorii n-au considerat acest lucru foarte bine. Dar țeapa a rămas. 70.000 de lei la bugetul local. Mai apoi să ne gândim. Noi în acest timp, ca și societate comercială, cred că am dat la bugetul de stat aproape 3 miliarde de lei. MGR Advertising SRL. Deci, cam cum le punem în balanță? Noi încă plătim jurnaliștii cu contract de muncă, pe când la Orizontul am înțeles că sunt plătiți pe drepturi de autor, ca să nu se plătească impozite și taxe mari, da? Asta nu știm, dacă e o certitudine. Am văzut într-o declarație de avere că Cătălin Cojocaru era pe drepturi de autor. Bine. E pe care alege și face. E administratorul firmei. Nu spun că este legal, că este ilegal, că este imoral sau asta, dar spun că noi preferăm să plătim taxe la stat, să nu băgăm o firmă în faliment. Puteam și noi foarte bine, că firma asta a avut datorii la un moment dat foarte mari și de 1 miliard și ceva, pe care ne-am chinuit noi, cum am putut noi să le achităm, da? Cu bani aduși de acasă, cu împrumuturi în bancă, ce ne-a dus pe noi cap? Puteam să o băgăm și noi în faliment și să facem o altă firmă nouă, cum a făcut domnul Cojocaru și cu asta basta. Eu nu știu dacă e și corect chestia asta. Adică cum? Pe aceeași chestiune de presă, o firmă îți dă faliment, iar apoi statul îți dă voie să faci din nou business-ul ăla. Adică cum? Dacă ți-a mers odată rău, a doua oară o să-ți meargă mai bine? Nu știu, cred că sunt niște scăpări legale, da, și nu știu. Nu este îngrădit dreptul. Dacă nu este o condamnare și dacă nu știu, există... dar gândește-te că ei au mai operat la un moment dat și pe Asociația Orizont, Asociația Civică Orizont European. Nu s-a mai auzit nimeni și pe aia, dacă a avut datorii, dacă n-a avut datorii, habar n-am. Nu s-a mai auzit nimic nici cu aia. Au folosit-o și după aia la o parte. Bă, oameni, despre ce discutăm? Eu am mai puțin trecut în presă decât aveți voi. Clar că și eu am făcut erori și voi ați făcut erori. Că numai cine nu muncește, nu greșește. Bun, asupra firmei Moldopress e pronunțat falimentul? Da, este pronunțat în 2013, parcă falimentul. Dar eu am mari dubii când aduci în discuție contractele de publicitate pe care le-am avut noi cu primăria, în momentul în care ai ieșit tu cu primăria acum, și în momentul în care ai și tu cu primăria Hârlău de atâta timp. Bă, și cu alte primării. Adică există contract de publicitate cu primăria Pașcani? Nu știu dacă există. A spus că nu există, dar știu că vor să facă acum, că au trimis oferte. Și te-ai exprimat că există contract cu primăria Pașcani? Nu, am vrut să spun primăria Hârlău, dar relații comerciale, pardon. Relații comerciale cu primăria. Și până la urmă și factura e un contract, dacă le-ai așa. Bun, dar eu nu înțeleg. Juridic. Primăriile, dacă au ceva de prezenta și de informat cetățeanul, unde să o facă? Nu știu unde, dar din câte se pare, dacă noi am luat mai mulți bani decât Orizontul de la primăria municipiului Pașcan și am dovedit că o criticăm și când luăm bani și când nu luăm bani, e rău. Noi cred că trebuia cumva, în opinia domnului Cojocaru, să fi luat banii de la PSD și să tacem din gură, că atunci nu ne mai spunea nimica, nu? Da, eu nu înțeleg de ce în loc să aprecieze faptul că, bă, uite, încercăm să facem o chestie și noi. Bă, atâta ne pricepem și noi, domnul Cojocaru. Atâta ne pricepem și noi. Atâta ne-a dus pe noi capul să facem chestia asta. E un început. E un început. Fă-o și tu, o repetăm și noi,
o repeti și tu și poate începem să fim cu toții mai buni. Și poate determinăm și politicienii și percepția publicului general să aibă o altă, să fie alta față de noi. Tot atâta stucheală între noi și tot atâta arătat cu degetul n-am mai văzut. Da, bine, eu n-am început niciodată. Eu am înțeles un război cu cei de la postul de televizor. Eu am înțeles că ne-am luat de domnul Dumitru Pantazi. Băi, ne-am luat de domnul Dumitru Pantazi pentru că el a fost adus. Asta nu trebuie să te deranjeze pe tine. Tu ești jurnalist. Da. Fii echidistant, vezi de treabă, critică-l pe Pintilie, publică ce vrei tu să publici despre el. Publică articolul cu Grigore Crăciunescu, pentru că e la mod acum, vezi că despre Grigore Crăciunescu se discută. Du-te, scrie despre Pintilie, că are amante, că are copii din flori, cum ai scris despre Crăciunescu, ai pierdut procesul, n-ai publicat hotărârea de consiliu de judecată în site, cum a fost dispozitivul. Există o decizie definitivă în acest sens? Nu știu dacă e definitivă. Prima decizie am citit-o, nu cred că avea caracter definitiv, deși cred că ar fi trebuit pentru că era rejudecare. Cred că era la curtea de apel. Cred că scrie definitiv. Am să mă verific și am să văd. Dar era rejudecare, cred că ar trebui să fie definitiv. Nu știu dacă, chiar nu cunosc dacă hotărârile date după rejudecare mai sunt atacabile cu o altă instanță. Dar chestiunea e în felul următor. De ce nu a publicat pozele cu presupusa amanta lui Crăciunescu, care a făcut în campania 2012, și cu copilul, și cu o dovadă, domnule, deci nicio dovadă. A spus că se duce la bară. Este, cum îi spune, a spus chiar el că se duce la bară și în fața judecătorilor va demonstra. Culmea, n-a demonstrat nimic, nu s-a dus și n-a spus nimic. Despre ce discutăm? Nu am avut, am reacționat totdeauna la ceea ce s-a spus despre noi atunci când au făcut toți Cătălin Cojocaru, că nu a făcut-o altcineva, cel de la postul concurent. Niciodată nu am dus o luptă cu televiziunea lui sau cu el personal. Deși am fost angajat acolo și am plecat în condițiile în care am plecat. Dar eu văd că în această perioadă nu se face altceva decât se lucrează la un linșaj al celor de la Actualitatea TV. Poate să o facă. Eu știu foarte bine unde vor bate și ce vor spune. Dar pentru aceste lucruri și pentru aceste fapte care se petrec în această perioadă, nu putem să nu vă arătăm caracterul și cine sunt cei care vin în fața dumneavoastră și vă vorbesc despre moralitate, profesionalism, deontologie profesională și multe, multe alte lucruri. Dar citesc din comunicatul, din dreptul la replică pe care primarul Dumitru Pantazi l-a transmis către noi după emisiunea din data de 7 aprilie 2016, când am afirmat faptul că s-a încercat să fim cumpărați pentru liniștea dumnealui și încă o remarcă, nici măcar nu a așteptat domnul primar emisiunea de astăzi să vadă sau să aștepte știrea articolul scris, da, să vadă dovezi. Să vadă articolul scris, să vadă dovezi. Noi lui a transmis dreptul la replică înainte de a publicat noi articolul. În urma emisiunii difuzate de postul de televiziune Actualitatea TV, moderată de Marius Parteni, invitat Răzvan Grecu, în care s-au făcut o serie de acuzații și remarci la adresa primarului municipiului Pașcan, vă transmitem următorul drept la replică. În nicio ieșire pe teren sau întâlniri cu diverse persoane de la primăria municipiului Pașcan, primarul Dumitru Pantazi nu a făcut campanie electorală. Activitatea de pe teren pe care domnia sa o face de 4 ani a fost și este o activitate pe care nu a solicitat vreodată în mod expres să fie publicată. Dumneavoastră insistați eronat cum că primarul face campanie electorală, lucru cât se poate de fals. Din materialele pe care le publicați, lăsați impresia că dumneavoastră faceți campanie electorală în favoarea celorlalți candidați pentru funcția de primar al municipiului Pașcani. În realitate, aceste ședințe, întâlniri cu proiectanți, executanți în diverse proiecte de dezvoltare ale municipiului Pașcani sunt și au fost un lucru absolut normal, însă în această perioadă dumneavoastră ați pus egal între ședințe și campanie electorală, lucru fals. Eu vă citesc exact cum este scris în dreptul la replică. În timpul emisiunii, domnul Răzvan Grecu a redat de pe telefonul mobil o știre din perioada comunistă a României în care Nicolae Ceaușescu este prezentat într-o vizită din țară, făcând din nou comparație între primar și fostul președinte comunist al României. În urmă cu o săptămână l-ați numit pe Dumitru Pantazi dictator, o acuzație extrem de gravă și nefondată, fapt pentru care vom sesiza Consiliul Național al Audiovizualului. Nu știu dacă a făcut-o domnul primar sau urmează să o facă cineva tot din presă. Este o sesizare pentru emisiunea din 14 martie
și una din 18 martie, parcă, sunt da. Sesizări. Deci avem 6 sesizări până acum. Toate venite din bunăvoința telespectatorilor noștri, cei mai fideli. În ceea ce privește prezența unei sau alte televiziuni la ședințele din Primăria Municipiului Pașcani sau la vizitele în teren, vă transmitem că nu primarul a solicitat prezența televiziunilor acolo, ci reprezentanții posturilor TV au sunat de cele mai multe ori purtătorul de cuvânt solicitând date despre deplasările domnului primar în teren. Ca exemplu, la ședința cu reprezentanții CNI, Compania Națională de Investiții, din data de 7-4-2016, nicio televiziune nu a fost solicitată de primar sau de purtătorul de cuvânt, ci jurnaliștii au insistat să intre să filmeze. Astfel, din nou dezinformați cetățenii că primarul solicită prezența televiziunii la diverse activități. În cadrul emisiunii, ați transmis faptul că primarul ar fi vrut să vă mituiască pentru anumite beneficii față, fără a prezenta dovezi în acest sens. În realitate, nici primarul Dumitru Pantazi, nici alte persoane din incinta primăriei municipiului Pașcani nu au încercat să mituiască un post de televiziune sau jurnaliști. Singura solicitare din partea administrației locale a fost făcută din partea purtătorului de cuvânt al instituției, care a transmis către ambele televiziuni o cerere de ofertă în vederea achiziționării unor servicii de publicitate pe achiziție directă, oferta pe care dumneavoastră ați transmis-o către primăria Pașcani. Astfel, nimeni nu a început să vă cumpere așa cum susțineți. Domnule primar, eu aștept din partea dumneavoastră public un răspuns acum, după ce am prezentat materialul luni, după emisiunea de astăzi, nu acest drept la replică trimis înainte de a vedea ce anume vă furnizăm dumneavoastră. Și credeți-mă, am ascultat cu foarte mare atenție și am încercat să interpretez și să înțeleg cele spuse de domnul viceprimar în discuția cu colegul meu Răzvan Grecu. Niciodată nu s-a lăsat deloc impresia că dumnealui glumește și că spune niște lucruri doar așa ca să se afle în discuție. Dumnealui chiar credea în ceea ce spune, dumnealui chiar credea că va reuși să vă asigure liniștea dumneavoastră. Da. Ce să mai zic? Domnului primar îi doresc cât mai multă liniște, la fel și domnului viceprimar. Domnilor de la televiziunea cealaltă le doresc o campanie plină de amante, copii din flori și locuințe, anele, prostituate aduse cu trenul de la Bacău, cam ce au mai spus în campania de 2012. Asta nu le aparține asta. Asta a fost publicată de un ziar care a dispărut și de un personaj care a dispărut. Cum să spun eu, cam toate au fost așa, alandala, nici nu mai știai de la cine vin. Într-adevăr, a fost dintr-un alt ziar, dar asta n-a însemnat că n-a venit după aia într-o emisiune și a spus chestia asta după 2012, într-o emisiune ne-a tras atenția că s-a scris nu știu ce despre noi. Ok, bun. Da. Așa și cât mai multe chestiuni de astea, pentru că sunt sigur că cetățenii municipiului Pașcani vor aprecia un astfel de jurnalist și își vor da seama că, de fapt, noi ne-am greșit vocația și că dumneavoastră sunteți de o moralitate incontestabilă și că tot ceea ce spuneți este adevărat și nu necesită nici cea mai mică probă. Da. Aș fi vrut să mai fac câteva comentarii pe acest drept la replică trimis de domnul primar, dar mă limitez doar strict în a spune următorul lucru. Lucrurile de care vorbiți dumneavoastră, normalitatea aceasta, întâlnirile cu specialiștii, în ceea ce privește prezența unei sau alte televiziuni la ședințele la primărie sau la vizitele în teren, vă transmite că primarul nu a solicitat. Mai sus spuneți că în realitate aceste ședințe, întâlniri cu proiectanții, executanții în diverse proiecte de dezvoltare ale municipiului sunt și au fost un lucru absolut normal, însă în această perioadă noi am fi pus egal între ședințe și campanie electorală. Nu, domnule primar, dumneavoastră ați lipsit cu adevărat dintre cetățeni, dintre problemele comunității. Dumneavoastră ca primar, că ați lăsat pe altul să rezolve este altceva, dar dumneavoastră ca primar, îmi asum ceea ce zic. Între timp și domnul primar și-a lăsat site-ul de campanie, dumitrupantazi.ro, îi puteți vedea acolo proiectele, inițiativele, nu lipsește planul integrare dezvoltare urbană, care, iată, se transformă dintr-un proiect mult criticat de către administrația locală, într-unul de campanie al domnului primar. Până la acest moment sunt doi candidați care au site-uri,
Marius Pintilie și Dumitru Pantazi. Le puteți urmări acolo mesajele cu care vin în fața dumneavoastră. Ce mă surprinde la domnul primar? Investiții, nu vorbe, responsabilitate, nu populism, administrație eficientă, nu datorii. Normalitate și prosperitate, ne-a demonstrat-o cum a fost. Nu știu ce ar trebui să fi înțeles noi din această normalitate și prosperitate. Păi, normalitatea și prosperitatea, ca să fiu un pic cinic, probabil că au resimțit-o doar anumiți, cum să spun eu, cetățeni din grupul de influență al domnului Dumitru Pantazi, pentru că personal eu consider că Pașcanul se zbate într-o sărăcie la fel ca în 2008, la fel ca în 2012, la fel ca în 2004, 2000 și 2009. Nu s-a schimbat nimic în Pașcani. Firmele în continuare se chinuie să supraviețuiască. Să ai un business în Pașcani a început să semene mai degrabă a un act de curaj decât un act antreprenorial, economic. Nu știu, eu n-am văzut nicio prosperitate și nicio normalitate. Normalitatea era ca unele subiecte pe care noi le discutăm să nu fi fost pe agenda noastră, deoarece ele erau îndeplinite de la sine, de către administrația locală. Nu este cea mai proastă administrație publică pe care a avut-o Pașcanul Dumitru Pantazi, dar nu este nici cea mai bună. S-au făcut și lucruri bune, s-au făcut și greșeli. De departe, cea mai mare greșeală este cea cu apa vitală, fie că cei din administrație o recunosc sau nu. Nu spun că cele 13 milioane de euro nu ar trebui investite la Pașcani, însă această delegare s-a făcut cu încălcarea unor principii democratice, și anume consultarea cetățenilor și prospectarea, să spunem așa, a lor, a stării sociale, să se vadă dacă au bani să se constituie în asociații de proprietari, dacă au bani să scoată apometrele pe casa scării, dacă au bani să plătească apa la prețul solicitat de către Apa Vital, și toate acestea puse în balanță trebuiau să conteze. De o parte investițiile, de o parte starea cetățeanului, demnitatea lui, etc. Dacă balanța se înclina spre cele 13 milioane cu voia cetățeanului, atunci așa trebuia să fie. Din acest punct de vedere, consider că este o greșeală foarte, foarte mare și probabil că va conta foarte mult pe 5 iunie. De asemenea, consider că nu am văzut nicio schimbare în lucrurile esențiale în Pașcani, în domeniul sănătății, în, cum am spus, cu cimitirul, nu sunt locuri de veci în Pașcani, cu locurile de joacă care, iată, s-au înființat câteva, dar amănuntele, și anume cele mai importante, respectiv siguranța copiilor, au fost uitate. Implementarea proiectului PIDU, care s-a făcut cu marca Renzi, am publicat cum s-au exfoliat vopseaua de pe fântânile arteziene, cum s-au lăsat pavelele, cum s-au stricat gurile de preluare a apei pluviale, capacele, cum au ruginit băncile, accidentele mortale de pe trecerile de peton din Pașcani, din lipsa iluminatului stradal adecvat, accidentul mortal de pe trecerea improprie făcută ad hoc de cetățeni, pasajul înspre Luncă, din lipsa unui pasaj care există, dar nu este reabilitat și deschis deasupra căi ferate. Astfel de probleme ar fi însemnat, dacă erau rezolvate, că erau normalitate. Noi le-am adus în spațiu public, primarul le-a ignorat cumva complet. Personal, cred că se poate mai bine și cetățeanul consider că ar trebui să opteze pentru mai bine. Asta este opinia mea. Eu pulsez cu câteva lucruri. Dialogul cu mediul de afaceri care a lipsit. Cimitirul, cum ai spus și tu, nu s-a mișcat absolut nimic nici în acești 4 ani. Se invocă procedurile pe oameni, nu interesează acest lucru. Acolo problema este că există o cale de acces chiar și prin spatele școlii, da, pe teren, și nu s-a încercat măcar, să spunem așa, băi, bag și eu primul hârleț aici, pun un stâlp să demonstrez că vreau să fac ceva cu adevărat acolo. Piața din vale
Nu cred că trebuie să mai spunem ceva despre faptul că nimic nu s-a schimbat. Blocurile de joacă le-ați văzut și dumneavoastră, s-au aprobat expertize și avocați pentru a măslui foarte multe treburi complicate de la nivelul administrațiilor. Măsluite, refer la acea expertiză prin care se spun procurorii de la DNA că singurul scop al ei a fost de a acoperi fapte penale. Absolut. Absolut. Nu ne referim la alte lucruri. Digurile care urmau să se construiască și s-au alocat bani și pentru ele și nu s-au mai construit. Camere de la vedere care trebuiau să se monteze în zona de al, din nou nu s-a întâmplat acest lucru. An de an, strandul municipal nu avem terase, strandul din Parcul Peștișor arată într-un hal fără de hal. La Sodomeni, unde acel cetățean a venit la dezbaterea publică, nu a mers nimeni să pună o mână curentă sau să încerce să protejeze puțin acea zonă și după ce a venit cetățeanul la o lună de zile, a căzut în râpă o bătrână de 50 ceva de ani și a fost scoasă de pompieri. Multe chestii, căminul pășunea, cultural. Pășunea distrusă la Sodomeni, săpată. Pe câmpuri sau pe unde a fost dusă și la cap, prin fundație de marketuri. Multe lucruri. Adică nu poate cineva spune că dacă am schimbat infrastructura pe o serie din străzile din Pașcani, am rezolvat problema oamenilor. Nu, domnule. Este deci, clar că este gândiți-vă la copiii care nu au mașină, gândiți-vă la cetățenii care nu au mașină și la multe este alte lucruri. Este clar că este foarte mult de muncă într-un municipiu ca Pașcaniu. Este clar că bugetul poate de multe ori nu este îndestulător. Nu vreau să suspectez că primarul și echipa sa nu și-au făcut treaba în mod corect sau că au cheltuit de multe ori aiurea banul, deși de-a lungul timpului am publicat și articole în care am ridicat semne de întrebare. Zidul de la Peșteșorul, care era necesar să fie făcut pentru a se termina proiectul PIDU, a fost cotat la 10 miliarde de lei. Am atras noi atenția, s-a renunțat și ghice. Fără acel zid s-a implementat PIDU. Și multe alte chestiuni. Domnul primar trebuie să știe că a promis o transparență, a promis că va colabora cu ziariștii, însă am văzut scene în care cetățenii erau ținuți și împinși, bruscați de poliția locală să nu intre în primărie la o ședință publică. Îmi aduc aminte că primarul a venit ultima dată în studioul de la Actualitatea TV undeva în toamna lui 2013, deci sunt ani de zile în care nu a avut curajul să vină în acest studio și mă gândesc că poate cumva și din cauza programului său foarte, foarte, foarte mic pe care îl are la primărie, domnia sa obișnuiește să vină după 11, să plece de cele mai multe ori chiar și înainte de 14, iar unele zile chiar nu apare deloc, de multe ori din cauza problemelor sale penale, cum am mai spus, atâtea zile, 12 sau 13 zile lipsite pe procesul agrocomplex, pentru care nu a oferit explicații publice, domnul primar. Și mă gândesc din cauza acestui program de lucru redus, poate din cauza asta nu am reușit noi să simțim normalitatea și prosperitatea. Pentru că normal era, domnul primar, să fiți la muncă la 7:30 și să plecați la ora 17. Așa cum a spus domnul Vasile Axinte, că v-a spus că dacă vreți să mai fiți primar, din viitorul mandat trebuie să fiți la muncă la 7:30 și să plecați la ora 17. Da. Dacă sunt persoane care se consideră nedreptățite de ceea ce am spus noi, îi rugăm să ne ofere un punct de vedere, să ne solicite acest lucru pentru... Au posibilitatea, conform legii, să ceară un drept la replică sau o rectificare acolo unde cred că am prezentat niște date care nu sunt conforme realității, iar la rectificare îi rugăm să și prezinte documentul conform căruia cele susținute de ei sunt altele decât cele susținute de noi. Da, le mulțumim celor care ne-au urmărit, vă mulțumim și dumneavoastră de acasă, o seară bună!